de intervenție din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Petrograva al Jesminian intervin în aceste momente pentru localizarea și lichidarea unui incendiu ce s-a produs la un operator economic situat pe platforma chimică din Săvinești. Acest operator economic are ca obiect de activitate depozitarea deșeurilor. La această intervenție, în sprijinul pompierilor nemțeni, intervin și forțe și mijloace de intervenție de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență din județul Bacău și serviciile voluntare pentru situații de urgență din comunele limitrofe ale localității Săvinești. De asemenea, a fost emis și un mesaj alert pentru cetățenii din zonă.